Încerc să nu fiu foarte tehnică când răspund la întrebarea asta. Nu, să te gândești la întâmplări, la felul în care ai, erai copilul, nu? Repet, în primul rând... copilul? În primul rând, limbajul non-verbal este suficient câteodată, nici nu e nevoie să ți se mai spună ca să înțelegi, ca să înțelegi că anumite lucruri sunt rele, sunt de nefăcut, sunt rușinoase și să te apese cu vinovăție orice gând sau orice scăpare în zona asta. Ori, părinții noștri nu ne-au spus și o parte dintre părinții care suntem noi nu spun mai departe pentru că ei înșiși au niște probleme foarte mari în zona asta. Pentru că au fost crescuți în același fel și pentru că sexualitatea este un loc foarte întunecat în care ne e foarte greu să coborâm și să ne asumăm. Eu am foarte mult, am numărat de curând, am 1000 de ore de terapie personală și de grup în spate. Și în terapia de grup, care e un instrument extraordinar de interesant și de folositor, în primul rând pentru că te pune față în față cu alți oameni și vezi un pic cam ce e în spatele fiecărui om care poate pare în regulă, care poate pare echilibrat, care poate pare părea, ce știu, chiar arogant la un moment dat, să-mi scâtă durere acolo în spate. Și în terapia de grup noi am lucrat tema sexualității. Suntem oameni de în jur de 40 de ani care am prins o oarecare libertate sexuală, să spunem, care am apucat să citim niște lucruri, nu ca părinții noștri, care n-au avut acces, nu exista nici ei, nu au văzut nimic, dar suntem niște oameni care avem mintea, să zicem, deschisă și acces la suficientă informație încât între timp să ne mai fi educat. În momentul în care încep să lucrez pe sexualitate, este atâta durere și rușine și vinovăție acolo, încât îți dai seama că ești atât de nesănătos pe partea asta, că nu aveai cum să transmiți copilului tău niște semnale corecte. Și dacă noi suntem atât de nesănătoși în zona sexuală și în asumarea sexualității și în a ne privi pe noi și în zona asta pe care o avem, am fost înzestrați cu ea. Facem sex ca să ne reproducem. E atât de simplu. Nu poți nega latura asta din tine, nu poți să o reprimi complet, dacă noi suntem așa cum suntem. Imaginați cum erau părinții noștri. Femei care știau că trebuie să facă sex pentru că așa cere bărbatul, femei care simțeau asta ca pe povară, femei frigide, femei pe care nu le învăța papa la biserică să nu se îmbrace într-un fel, să-și ispitească proprii bărbați. Și atunci, ce să ne transmită? De unde să ne transmită? Nu aveau de unde, nu aveau ei. Și paharul lor e la gol, nu puteau să ne dea nouă